Simona Halep își face casă de vacanță în Bușteni, chiar la marginea pădurii. Tenismena este cetățean de onoare al stațiunii, iar astăzi a semnat și actele de primire a unui teren de 500 de metri pătrați. Tot astăzi, Simona i-a cunoscut și pe noii săi vecini, campionii Ionuț Iftimoaie și Alina Dumitru. Aici sunt domnul consilier și colegii noștri din primărie. Uite, de așa toată lumea. Să te felicite pentru performanță. Simona Halep a fost întâmpinată azi la primăria din Bușteni cu pâine, sare și cătinată, o băutură spiritoasă făcută din fructe de munte. Jucătoarea de tenis a primit titlul de cetățean de onoare al stațiunii încă din luna decembrie, iar acum a intrat și în posesia terenului de 500 de metri pătrați, situat într-un cartier liniștit din Bușteni, chiar la marginea parcului natural Bucegi. Tânăra sportivă a semnat titlul de proprietate chiar sub privirile viitorilor săi vecini, Ionuț Iftimoaie și Alina Dumitru. Cei trei au mers apoi și în cartierul unde își vor construi casele de vacanță. Chiar dacă terenurile sunt amplasate lângă pădure, campionii susțin că nu le este deocamdată frică de urși. Ne împrietenim cu ei. Nu e nicio problemă. Aici avem aproape și pârtia, mergem și la un schia, dacă e iarna, mergem să facem drumeții, nu e o problemă. Ne descurcăm și cu urșii. Nu se teamă de urs? Nu mi-e teamă. Luptătorul Ionuț Iftimoaie s-a declarat cu totul încântat de valoroasele sale vecine și spune că le va sări în ajutor la nevoie. Am niște vecine extraordinar de puternice. Să zică cineva că nu sar. Dom'le, vecinile mele sunt cele mai tari. Deci dacă au nevoie de zahăr, ulei, pot să sară gardul la tine. Bineînțeles, bineînțeles, da. Și nu numai, așa că fac un vin foarte bun. Cu respect vreau să mă plec, dacă-i Simona La finalul zilei, Simona Halep a fost invitată să petreacă la un restaurant din stațiune. Aici ea a fost întâmpinată cu muzică lăutărească și cu două torturi, unul în formă de rachetă, iar celălalt având trofeul și poza tenismenei. A fost un moment deosebit și este impresionant. Nu mă așteptam la așa ceva, dar bineînțeles cum am primit prima dată telefonul de la domnul primar, atât de impresionat am fost încât și acum. Sunt oameni deosebiți, o familie deosebită și le mulțumesc foarte mult pentru ziua aceasta deosebită. Mi-am văzut și vecinii și terenul, îmi place și cu siguranță îmi voi construi ceva aici ca să fac parte din Bușteni. Îmi doresc în tot sufletul ca să, ea fiind constanțeancă, să-și construiască o casă la Bușteni. Iubește muntele, îmi spune că a fost de multe ori la Bușteni și că orașul Bușteni e una dintre cele mai frumoase stațiuni din România. Simona și-a făcut deja câteva planuri pentru noua casă, însă mai are de lucrat la noul proiect. În cartierul vedetelor au mai primit teren Adrian Mutu, Angela Gheorghiu și Ilie Năstase.